Salutare lumea, eu sunt MagicWeapon ca totdeauna și astăzi vin cu un nou episod din Survival Games Forever Alone. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile strânse la episodul trecut. Și haideți să încercăm să le atingem și în episodul acesta. 500 de like-uri, misiune frate, 500 de like-uri. Dacă putem să le atingem, aș fi foarte fericit. Și din păcate țin să vă spun că nu prea le am cu mapa asta. Drept dovadă, nu știu o rută, deci o să merg pur și simplu random. Și sper să găsesc ceva iteme, să nu fiu chiar pârlit. Da, să câștig acest match implicit. Ia uite cu un chest, se ascundea de mine, dar nu-i merge lui cu din astea. Până acum am găsit numai cârpă, ceea ce nu e bine. Trebuie un tier... Pa! Mai dă și ca un codat. Mi-a dat de majlit. O să fugim până scăpăm de el, presupun. Îl urmăresc, nu-l las eu să scape. Unde pleacă? Unde fugi, tipul? GG, corect. Iz. Doar că nu i-am luat armura și asta mă cam enervează, dar ce să faci? Cred că tipul a dat un rage masiv acum, că l-am aruncat pur și simplu foarte urât din partea mea. Dar ce să faci frate, asta e Survival Games, este legea junglei. Care e mai barosană ăla bate. Și eu în cazul ăsta am fost mai barosan. Dar cine-i mare barosan? Da. Sincer, m-am săturat de atâtea tier 1-uri. M-am săturat, frate. Îmi trebuie un tier 2. Dar de unde să găsim noi un tier 2? De unde? Că numai tier 1-uri i-au pus ăștia pe mapa asta. O, valuare, undiță! Ce făceam noi dacă n-aveam undița? Aoleu. A, uite un chest. O valuare, ok. Dacă reușesc să câștig meciul ăsta, chiar o să fiu până și eu surprins. Cum să nu fii surprins în momentul în care ești nici măcar full cârpă și intenționezi să câștigi un meci de MCSG? Foarte surprins aș fi, nu că surprins. Am toată mâncarea de pe lume acum, în momentul ăsta. Dar n-am armură. Bă, orice armură, bă, orice și niște papuși de cârpă vreau acum, în momentul ăsta, să mă ajute. Da, nu. Mie dă mi-arc, săbii de lemn, topoare de lemn, astea-mi trebuie mie. Da, frate, astea-mi trebuie. Ce se întâmplă dacă mă arunc aici? Nimic bun oricum. Deci, să vedem ce se întâmplă dacă o luăm pe aici. Pe aici și șa. Am venit aici și șa să jucăm MCSG aici și șa, să câștigăm aici și șa, full cârp aici și șa. Căutând chesturi tier 1 aici și șa. Dar nu prea ne iese, adică... Nici măcar în tier 1-uri nu găsim ce ne trebuie. Un crafting. Dacă aș avea și eu încă o bucățică de iron, mi-aș face și eu o sabie mai decentă, dar... normal. Chesturile de tier 1 trebuie să ne troleze pe noi, să nu fie... Ia uite câte crafting-uri aici, să nu fie... Să nu conțină iron, că na, ce... Ce să-mi dea mie iron? Ok, fuck this shit. Nu știu ce să fac, să-mi iau iteme, mă. Ia uitați, îmi completez setul full cârpă. Ușor, ușor, hai că ajung să fiu mare barosană. Bă, săgeți am o grămadă. O grămadă la propriu. Deci dacă văd pe cineva full, încerc să-i dau snipe. Și dacă reușesc să-i prind vreo 4 săgeți, atunci cam egalăm forțele. Că cam așa e, cu 4 săgeți îl las suficient de low încât să zic că ar avea și el o armură full cârpă. Dacă m-aș apuca să-i dau hituri, bineînțeles. Deci pe săgeți o să ne bazăm. Poate reușim să facem ceva. Uite-l pe unul full și încă unul cârpici. Hai că sunt sigur că e ceva tier 2 aici ascuns. Pacul ăsta nu e întâmplător pus aici. Ba da, este. Of, Doamne! Tot mă invită un silver să jucăm CS și mă enervează. Mă cam enervează. Dar na, ce să-i faci și el silverici? Este cum ar veni în termen de MCSG, cârpici pe CS. Cârpar. Pârlit. Cer scuze pentru cei care sunteți silveri la CS, dar ăsta e adevărul. Eu nu înțeleg cum poți să joci așa praf ca să fii silver. Dar mă rog. Un rank mai normal mi s-ar prea și mie, un Nova 4, așa, nivelul ăla mai merge așa cât de cât, da. În rest, silverii mi se par chiar exagerat de proști. Mama, are și ceva. Fiți atenți că-l bat din săgeți pe tipul ăsta. Opa, am tras în cine nu trebuie. Rect! 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 Așa se câștigă Survival Games. E armura lui 1. Îi dai snipe până îl caftești și îi e armura. GG. Acum mai avem să-l batem pe tipul ăsta. Din full cârpă ne-am făcut full iron, deci tutorial cum să te faci full iron by MagicWeapon. Iei tier 1-uri și arc și multe săgeți. Când ai vreo 20-25 de săgeți, deja te duci și bați pe unul full iron, îi dai snipe până nu mai poate. Și dacă e prost, e prost. Bine, dar ați văzut ce am dat în el, frate, atâtea săgeți și atâtea hituri. E și prost. Uite, ăsta e mai... ăsta chiar aplică tactica mea. Chiar încearcă. What the fuck? Unde mă duce? Ce mapă ciudată. GG, l-am spart. Și acum vine și deathmatch. Pot să recuperez ceva iteme? Sunt full iron oricum. Mamă, trebuie să-mi fac săgeți, trebuie neapărat. Dar cum scap de aici? M-a adus și ăsta într-un loc de unde... Ah, uite pe aici. Sau... Ok, sunt prost. Ok, sunt foarte, foarte prost. Mapa asta e super idiotă. Dar ce se întâmpla dacă muream acum? The fuck. Dădeam cel mai mare rage din viața mea, probabil. Punem numai mâncarea bună. Bă, 13 săgeți, 3 FNS-uri, sabie de stone. Nu suntem chiar pârliți, dar să nu vină unul mai bun cu sabie de diamond și chestii. O să încercăm să vedem ce putem face. Doamne ajută! Și sper că v-a plăcut tutorialul cum să te faci full iron. I-am dat una. Ok, se pare că cârpiciul ăsta e neutru. Va fi un free-for-all foarte frumos. Cât de prost să fii să mă ratezi când stau pe loc. Hai, frate. Gata, e mort tipul. Încă un grapple. What the fuck? Dar am și lag. Nu știu dacă observă cineva cât de greu mi se mișcă Minecraft-ul. Hai, frate. Mai încerci să mai fugi? Run more, maybe? Vă mulțumesc că m-ați urmărit tuturor și ăsta a fost primul meu match din ziua de astăzi. Mă mir că l-am câștigat, dar... da. Tutorial cum să te faci full iron. Uite. Baftă lume, salut și nu uitați de like dacă mai vreți Forever Alone.